În capitolul 6 al celei de-a doua scrisori către Biserica din Corint, Apostolul Pavel continuă să ne învețe alte și alte modalități prin care putem să trăim pentru Dumnezeu. Toți cei implicați în slujirea creștină au nevoie de susținere, iar între altele și de mângâierea lui Dumnezeu. De fapt, standardele înalte pe care încercăm să le atingem și să le respectăm ne fac să ne întrebăm, împreună cu Apostolul Pavel, cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Scrie în capitolul 2 al acestei a doua epistole, în versetul 16. Unul dintre progresele majore ale vieții și mărturiei bisericii creștine l-a reprezentat implicarea laicilor în lucrare. Obiectivul și obiectul de activitate al oricărui creștin înseamnă orice slujire care are de-a face cu Evanghelia. De aceea, linia de demarcație dintre lucrătorii angajați cu normă întreagă, așa numitul cler, și slujitorii laici, voluntari, trebuie să se stompeze până la dispariție. Toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, de vreme ce El însuși a binecuvântat fiecare creștin autentic cu daruri spirituale și chemări specifice pentru a sluji trupului Hristos, comunitatea credincioșilor. Desigur, unora li s-au atribuit daruri speciale, distincte, care ating și afectează trupul ca întreg, precum darul de învățătură, de păstorire, de slujire, toate atât de necesare și binevenite pentru bunul mers al lucrării de echipare a credincioșilor în vederea slujirii. Cum răspundeți harului și darului de care v-a făcut Dumnezeu parte? El a turnat din belșug bunătatea și îndurarea lui peste fiecare și v-a dat abilitatea și responsabilitatea de a sluji comunitatea. Oamenii se uită la noi mai cu seamă în vremuri grele. Ei apreciază adevărul Evangheliei pe care o aud prin ceea ce văd la noi și în noi. Suntem cinstiți? Spunem adevărul? Ne adresăm unii altora sau ne răspundem unii altora cu blândețe, cu dragoste, în sfințenie? Iată de ce avem nevoie de o iubire autentică, pe care doar Duhul lui Dumnezeu o poate turna și întreține în inimile noastre. La rândul său, un învățător sau un predicator trebuie să cunoască într-o măsură sporită cuvântul Scripturii. El trebuie să propovăduiască prin puterea lui Dumnezeu, cum scrie în versetul 7 din capitolul 6. Iar lucrul acesta este posibil doar dacă petrece timp de calitate în solitudine cu Dumnezeu. Apostolul Pavel sintetizează aceste recomandări descriind situațiile prin care el a fost nevoit să treacă, precum și trăsăturile de caracter pe care Dumnezeu le-a lucrat în el prin acele evenimente. Acestea sunt puritate și când suntem aplaudați și vorbiți de bine, dar și când suntem blamați. Și atenție, lingușelile, măgulirile cauzează mai mult rău decât criticismul. Apoi răbdarea, când suntem defăimați, ponegriți, știind că nu avem voie să ne răzbunăm. Priceperea duhovnicească, când propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă e posibil să nu fim primiți sau crezuți. Bunătatea, când suntem ignorați de oameni, să nu uităm că suntem cunoscuți și primiți de Dumnezeu. Perseverența, când suntem atacați, agresați și poate chiar răniți de moarte, dar nu ne dăm bătuți sau descurajați. Părerea de rău, când oamenii resping Evanghelia. Și totuși întotdeauna plin de bucuria lui Hristos. Și nu în ultimul rând, avem parte de puterea lui Hristos. Când ni se pare că nu avem nimic și totuși avem totul. Cum scrie și în 1 Corinteni 3, versetele 22 și 23. Roagă-te așadar ca Dumnezeu să-ți dea și ție, dar și păstorului tău, astfel de resurse și calități.